De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința Consiliului Local din Moinești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua! Înainte de a începe ședința pe comisii, avem aici câțiva copii încă și antrenorii lor, care au obținut rezultate deosebite la ultimele competiții. I-am invitat și în fața dumneavoastră, a consilierilor locali și a aparatului de lucru al primarului, să-i felicităm și să le urăm succes în perioada ce urmează. După ce vor veni, domnul Hârle este? Domnul Nelu. Domnul Hârle, poftim. Haideți și domnii. O să-i dau cuvântul domnului Hârlea, după care domnilor antrenori și chiar și acestor copii minunați care aduc rezultate și duc numele municipiului Moinești, nu numai în țară, ci și în străinătate, promovează numele municipiului Moinești, mai bine zis. O să vă rog să luați loc la ultimul microfon acolo. Haideți și dumneavoastră în partea cealaltă. Da? Domnul Hârle, aveți cuvânt. În primul rând, bună ziua! Și la ședința anterioară a Consiliului Local am promis că în fața dumneavoastră voi aduce pe sportivii care au obținut câteva performanțe deosebite pentru clubul nostru CSM Moinești. Atunci era vorba de secția de tenis de masă, care avem pe doamna profesoară Ciubotariu Mihaela între noi, și cu un rezultat extraordinar, o promovare în Superliga Feminină de tenis de masă. Avem alături pe domnul Creangă, care la karate, ne pare rău că n-a putut să vină de cel în persoană, fratele lui. Amândoi au început antrenamentele în lotul național. El a avut ghinionul de s-a accidentat, iar fratele mai mare, deci a fost cel care a fost la Cottbus în Germania și a obținut 4 medalii de aur și una de argint. Și un rezultat nou, care acum săptămâna asta l-a obținut, domnul Sergiu Urzică, care la campionatul național al României a devenit campion național la proba de dublu. La under 16 ani. La under 16. Da, sunt niște rezultate extraordinare care s-au obținut. Mulțumim din suflet consilierului, domnului primar, domnului viceconsilier local și toți cei care, consiliul director al clubului, doamne secretar, care întotdeauna am găsit înțelegerea dumneiei, și doamna directoare economică, doamna Gabi Pădureanu, care ne-a ajutat tot timpul. Și sperăm în continuare să obținem rezultate cel puțin la fel de bune ca și până acum. Mulțumim! Opriți un pic microfonul, domnul Palușanu. Al nostru, care este promovarea din divizia A în Superliga României. A fost foarte greu, în sensul în care o lună de zile m-am gândit să nu mă duc la meci. Și pentru că știam că noi eram pe 4 în play-off, fetele cu care noi trebuia să jucăm barajul pentru promovare, pe locul 1, fetele sunt profesioniste pentru că joacă numai în străinătate, joacă în două campionate, și a nostru și în străinătate, în Franța, una în Germania. Cine îmi zicea, ceream păreri în stânga, în dreapta, păi mă duc? Îmi zicea, nu te duce. Nu, mă duc. Dacă îmi zicea să mă duc, nu mă duc. Deci vă spun, o lună de zile m-am chinuit, ce să fac, să mă prezint, să nu mă prezint, mai cheltuiesc bani degeaba, ne plimbăm pe drumuri. În ultimul moment m-am hotărât, zic, bă, mă duc. Mă duc și joc șansa. Le-am zis la fete, fetelor, ne jucăm șansa. Vă spun, când au intrat fetele pe ușa la Craiova, eu m-am albit. Văzându-le și știindu-le ce jucătoare mari sunt. Fetele mele foarte motivate. Eu stăteam acolo liniștită pe bancă, ele s-au dus să joace. Dar nu că au jucat. Deci am câștigat la pas. Mie nu venea să cred. Zic, bă, mi se pare mie, primul meci, al doilea meci, al treilea meci. Deja era 3-1 pentru noi. Zic, sănătate, am câștigat. Și suntem în Superliga României. Deci a fost... și un nou rezultat care va apărea mâine pe site. Noi venim de la un concurs internațional, aseară am venit, de la Vatra Dornei, unde la Under 10, Under 12 și Under 15 avem medalii de aur. Deci copiii au jucat extraordinar. Da, vă mulțumesc. Da. Felicitări. Domnii de la tenis de club. Hai luați loc.
Începem. Bună ziua. Bună ziua, în primul rând. Da, tenisul este destul de complicat. Este un sport individual în care depinzi doar de tine. Câștigi sau pierzi numai din cauza sau datorită ta. Trebuie să muncești zilnic, să te prezinți la antrenamente, să fii foarte motivat, să fii disciplinat și performanța continuă și în afara terenului. Tot timpul trebuie să fii serios, disciplinat, pentru a obține niște rezultate care, până la urma urmei, sunt niște rezultate de moment, în care depinde și starea ta de moment, în care depinde și concentrarea ta de moment, dar până la urma urmei trebuie să te pregătești luni, chiar ani de zile, pentru a avea puțin câștig până la urmă. Dar asta e și frumusețea, că după ani și ani ajuns să descoperi că toată munca nu a fost în zadar și că ai reușit să-ți construiești un caracter și o misiune până la urmă în viață, jucând tenis în cazul meu și făcând sport de performanță. Pentru mine este un privilegiu să fac acest sport, pentru că nu mulți sunt convinși de chestia asta, nu mulți au posibilitatea să facă chestia asta și tot timpul când intru pe teren mă gândesc să dau tot ce e mai bun, să ofer ce e mai bun din mine și să-i mulțumesc pe cei care mă susțin. Bună ziua! În primul rând, mii de mulțumiri pentru efortul dumneavoastră de a ne susține. Așa cum a rezumat Sergiu în mare, este un sport frumos, într-adevăr, cu multe sacrificii, prin care trebuie să faci multe sacrificii. Săptămâna trecută a fost o săptămână foarte, foarte grea, în care am reușit și cred că am atins un alt obiectiv frumos, un obiectiv principal pentru noi, pentru a ne da încredere. Și cred că împreună, în această echipă, putem merge mai departe și să obținem cele mai frumoase rezultate în viitor. E un început bun, sperăm să putem continua și să atingem cele mai înalte culme ale tenisului, să putem demonstra că într-un oraș frumos ca acesta se pot face și lucruri foarte frumoase și atinge obiective mărețe pentru tenisul de câmp. Mulțumiri încă o dată și promisiunea că vom încerca din ce în ce mai mult. Mulțumesc. Bună ziua! Sunt instructor al clubului CSU Oineș de Coanchido. Numele meu este Creangă Voineagă Alex. Fratele meu, Creangă Voineagă Gabriel, a participat la campionatul european din Germania cu Cottbus anul acesta. A fost o experiență foarte frumoasă, chiar trăită și de mine, chiar dacă nu am participat. Înainte, cu două săptămâni, am suferit o accidentare. Dar cât am fost în lotul României, 6 săptămâni în fiecare weekend la antrenamente, 9 ore de antrenamente pe weekend, a fost o experiență minunată. A participat la 5 probe, din care a obținut 4 medalii de aur și o medalie de argint. Așa. La campionatele naționale avem un total pe anul acesta de 61 de medalii, din care 19 de aur, 21 de argint și 21 de bronz. Mulțumesc! Noi vă felicităm, eu personal, aparatul de lucru al primăriei, dar și consilierii locali. Iată că acele sume alocate la clubul sportiv nu sunt în zadar. Sigur, pe lângă suma alocată de Consiliul Local, este și efortul dumneavoastră, un efort deosebit. Și iată astăzi performanțe și rezultate deosebite. Încă o dată felicitări, vă asigurăm de tot sprijinul nostru.
nu numai pe dumneavoastră, și celelalte secții din cadrul clubului, dar atunci când vor avea rezultate, vor păși tot în această sală pentru a ne expune experiența dumnealor și rezultatele pe care le-au obținut. Felicitări încă o dată, aplauze din partea tuturor și vă invit pe toți aici să facem o poză, să se vadă și consilierii locali. Haideți în față. Domnul, da? Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 176 din 26.09.2022 pentru aprobarea implementării proiectului Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 165 din 06.11.2020, privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru alegerea primarului Municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2023 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, pentru. Abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, pentru. Abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog.
Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extravilanul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Moinești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.05.2023. După cum ați văzut, 29.05 a fost ieri, așadar voi retrage acest punct de pe ordine de zi, întrucât nu mai produce efect. Adunarea Generală a avut loc probabil o să vină cu o nouă solicitare. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de rectificare a hotărârii Consiliului Local numărul 51 din 24.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici și a hotărârii Consiliului Local numărul 66 din 04.04.2022 privind aprobarea asocierii între Municipiul Moinești și Județul Bacău în vederea finalizării și realizării în comun a obiectivului de investiții privind restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu în Municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 76 din 04.05.2023 privind darea în folosință gratuită pentru instituirea dreptului legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Moinești în vederea executării lucrării, alimentare cu energie electrică, bază sportivă și agrement, strada Eremia Grigorescu, numărul 33, localitatea Moinești, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Da, alte discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Deci, proiectul a fost aprobat cu 6 voturi pentru și o neparticipare. Vă mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Ședința pe comisia a luat sfârșit. Urmează o pauză și după care ședința de plen. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, declarăm deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocate pentru astăzi, 30 mai. În conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 420, din 22.05.2023, a fost convocată în ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Moinești pentru data de astăzi. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 17 consilieri în sala de ședințe. Avem o conectare online și o absență motivată la ședința de astăzi. Prin urmare, sunt îndeplinite condițiile de quorum pentru derularea ședinței de astăzi. Având în vedere că pe ordinea de zi, primele 3 puncte sunt deținute de procesele verbale întocmite la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local, vă rog să vă exprimați din punct de vedere al conținutului acestuia. Există propuneri de modificări sau completări? Nefiind propuneri, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 27.04.2023. Pentru. Mulțumesc. Cu 17 voturi, cu 17 în sala de ședință, un vot online, a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 27 aprilie. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 4 mai 2023. Pentru. Mulțumesc. Cu 18 voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 4 mai și supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 11 mai. Pentru. Cu 18 voturi pentru a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 11 mai 2023 și dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi și a parcurge ordinea de zi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretar! Stimate domnule primar, stimați colegi, o să începem ședința de astăzi prin a supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare. Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 176 din 26.09.2022 pentru aprobarea implementării proiectului Construire de insule ecologice digitalizate în Municipiul Moinești. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem lansa procedura de vot.
Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 165 din 6-11-2020 privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru alegerea viceprimarului Municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, da, domnul consilier. Am înțeles. Da. Nu, dar nu are nicio problemă dacă votați. La constituirea comisiilor, tot consilierii se votează. Se constituie comisii. Nu, nu. Și ceilalți au votat pentru. Nu vă făceam mai eu. Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să lansăm procedura de vot. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2023 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. 8. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extravilanul municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport de la Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem lansa procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc.
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 11 a fost retras de pe ordinea de zi. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de rectificare a hotărârii Consiliului Local numărul 51 din 24.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu, faza Dali și indicatorilor tehnico-economici și a hotărârii Consiliului Local numărul 66 din 4.04.2022 privind aprobarea asocierii între municipiul Moinești și județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții privind restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu în municipiul Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 76 din 4.05.2023 privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitude în favoarea SC Delgaz Gridesa asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Moinești în vederea executării lucrării, alimentare cu energie electrică, bază sportivă și agrement din strada Eremia Grigorescu numărul 33, localitatea Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o neparticipare. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o neparticipare la vot. Punctul numărul 14, punctul diverse. Da, domnul consilier. Vreau să vă întreb în legătură cu lucrările de asfaltare pentru străzile aflate în lucru, dacă aveți idee când vor începe. Foarte mulți... 6 iunie. Și încă o întrebare, referitor la strada Oituz, de la intersecție cu Dobrogeanu Gherea, sensul de mers spre Lucăcești, am văzut că ați ridicat canalele, gurile de canal, se vor asfalta și... Strada se va asfalta, toată strada Tuz Vladimirescu, trebuie inelul de este pista de biciclet, adică libertatea din omeagă zorilor care se realizează și se va închide acolo, se va închide acolo, de la Tuz, de la hotel de aici, de la sensul Geratoriu, pe Dobrogeanu, pe Turul Vladimirescu, Oituz, după care pe celălalt proiect, strada Capitan Zăgănescu, strada George Coșbuc și Mihai Eminescu până la intersecția de la discotec. O stradă de uzură. Da? Lucrările vor începe probabil de luni la reparații, dar covor asfaltic cred că de marți, după câte spuneam. Bineînțeles, mai sunt o mulțime de lucrări conexe, se termină parcările, acum ultima parcare la care se lucrează din zona cea sornicăriei de acolo, de la blocul de 1, de 2, de 3 și mai sunt remedieri, după care de la momentul când se asfaltează durează aproximativ 30 de zile până se realizează, după 30 de zile când se realizează marcajele, pentru că după normative nu e voie o vopsea imediată după asfaltare. De-aia o să fie un pic mai traficul un pic mai îngreunat datorită faptului că nu vor fi marcaje peste tot. Iar sensul unic va deveni, vor deveni sensuri unice atunci când sunt gata și marcajele și semnele vor fi descoperite. Dacă mă... Dacă mai sunt intervenții la punctul diverse? Pentru mâine, voi mâine, e 1 iunie, știți că organizăm un eveniment în fața primăriei pentru copii, cei care aveți vă invităm,
cu copiii acolo, vor veni cei de la ISU, de la pompieri, cu toată tehnica care o au aici la Moinești. Am solicitat și un autoturism de la dezmembrări, vor efectua un exercițiu de descarcerare în fața primăriei. Vor veni cei de la poliție cu o mașină și cu cei de la poliția rutieră. Pistolul de radar va fi în fața primăriei, 2 ore puteți circula liniștiți. Așa, și cei de la jandarmi cu o mașină. De asemenea, în paralel, avem pe domnul Alex Floroiu, actorul de la Moinești, care are și o piesă de teatru seara la 6. Vă invit și atunci aici la club, dar are și o demonstrație cu acele, cum zic, chitonoage, da, picioroange, în fața primăriei, dar și copiii de la Clubul Elevilor, conduși de Vasile Răducanu, instructorul, profesorul de instrumente, de suflat, și nu numai, vor avea o demonstrație tot în fața primăriei, începând cu ora 10. Vă așteptăm pe toți, în rest, Doamne ajută, vremea să ne țină.